Echipa Psy Forensic invită toate persoanele interesate de domeniul securității naționale, domeniul militar și nu numai să participe la un eveniment dedicat exclusiv acestora. Coordonatorul echipei, Flavia Diana Grec, a stat de vorbă cu colega noastră, Diana Cerna, pentru a afla mai multe detalii, să urmărim materialul. Psy Forensic vine în întâmpinarea studenților care își doresc să urmeze o carieră în domeniul psihologiei aplicate, în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, sau doresc să afle mai multe informații despre această ramură a psihologiei. Mai multe detalii ne aduce chiar coordonatorul evenimentului, Flavia Diana Grec. Spune-ne puțin despre săptămâna Psy Forensic. Care este programul? Cum se va desfășura? Săptămâna aceasta are ca și scop promovarea psihologiei aplicate în domeniul naționale, ordinii publice, despre psihologia militară și numai. Avem invitați din toată țara, București, Cluj, Iași, de instructuri ca MAE, SRI, IGPR și așa mai departe, chiar și Arad. Ca și o structură în mare, va fi de luni până duminică, 26 martie, 2 aprilie. Luni încep conferințele de la ora 14 și țin până la ora 19.30 cu 30 de minute pauză între și o oră jumătate de conferință. Marți vor începe conferințele de la ora 14 la ora 18.30, din nou cu jumătate de oră pauză. Miercuri și joi nu vom avea decât procese, o să vorbesc și despre asta mai un pic. Și un party foarte fain pentru studenți și oricine este interesat. Cine sunt bineveniți? Studenții? Toată lumea. Începem cu studenții de la psihologie, științele educației, sociologie, resurse umane, drept, litere, absolut oricine. Chiar poate să vină și practicanți în domeniul psihologiei, dreptului și așa mai departe. Și cum se pot înscrie cei interesați? Pe link-ul de înscriere, care îl avem pe pagina noastră de psihoforenții, sau să vină aici la stand și să se înscrie în formular. Ca și bilet, este 20 de lei per conferință sau 70 de lei ca și abonament. Anul acesta avem ca și surpriză din partea organizatorilor participarea la procese în tribunal și judecătorie în zilele de luni, miercuri și joi. Acestea sunt gratis, iar duminică va fi o dezbatere pe tema proceselor. Proiectul s-a născut în anul 2013 din dorința și nevoia studenților de a afla cât mai multe despre ce implică munca de psiholog și nu numai în sistemul judiciar din România. Programul săptămânii îl puteți găsi pe pagina de Facebook Psy Forensic și dacă doriți să vedeți cum este, puteți veni la deschidere în prima zi, luni.